În perioada 22-26 mai, la Covasna, s-au desfășurat campionatele naționale de șah pe echipe mixte de copii și juniori Elisabeta Polihroniade. La competiție au participat 45 de echipe, împărțite în 4 categorii de vârstă, sub 8, 10, 12 și 14 ani. Clubul sportiv Oxigen București a fost echipa câștigătoare la sub 8 și sub 12 ani, în timp ce Academia de Șah Maramureș a obținut 2 titluri la categoriile 10 și 14 ani. Clubul sportiv universitar de șah București s-a clasat pe locul al doilea în toate cele 4 categorii, în timp ce cluburile CSS Târgu Mureș și CSM București au obținut câte o clasare pe podium, pe locul al treilea. Evenimentul a fost organizat de Asociația Club Sportiv Elisabeta Polihroniade, în memoria celebrei personalități a șahului românesc.